Știri, Ioana. Mulțumesc, Iulia, și noi vorbim în continuare tot despre sport. Sute de tineri aleargă astăzi în București la Maratonul Internațional al Copiilor, organizat de Asociația Salvați Copiii. Competiția are loc pe stadionul Dinamo din capitală. Acolo este și colegul meu, Lucian Popescu. Bună dimineața, Lucian! S-a dat startul? Bun găsit tuturor! Da, startul s-a dat în urmă cu câteva minute. Sunt 235 de copii cu vârste cuprinse între 11 și 13 ani de la mai multe cluburi sportive și școli generale din capitală, care aleargă astăzi aici pe stadionul Dinamo pe distanțe de aproximativ 200 de metri. Este o competiție globală, ceea ce înseamnă că nu se desfășoară doar în România, ci și în alte țări precum Australia, Cambodgia, China, Indonezia, Afganistan, India, Kenya, Uganda, Nigeria, SUA, Brazilia, Mexic și Germania. Acest eveniment face parte din programul de reducere a mortalității în rândul copiilor mai mici de 5 ani, iar scopul său este acela de a atrage atenția liderilor lumii asupra fenomenului de malnutriție a copiilor, a treia cauză principală în lume a deceselor acestora.